Salut, eu sunt Denis și astăzi sunt gazda ta pentru turul virtual al liceului teoretic Aurel Lazar din Oradea și te invit să vii cu mine ca să vezi ce se află în spatele clădirii. Aflăm într-unul din laboratoarele noastre de informatică, unde se află orele de informatică și de TIC pentru cei care sunt la profil real, în special cei de pe Mate Info. Fiind profil de Mate Info, cum îi zice și numele, vei face foarte multe ore de mate și foarte multe ore de info, undeva la 5 spre 6 ore de mate. Dar lucrul acesta te ajută pe viitor, mai ales dacă vrei să te orientezi pe un profil real la facultate. Cu toate acestea, poți să mergi la orice profil îți dorești la facultate, de la mate, info și chiar și medicină sau arhitectură și multe altele. Acum ne aflăm într-un laborator de biologie pentru cei de la biochimie, pentru că școala noastră are și profil de biochimie, unde majoritatea vor alege medicina sau alte ramuri care țin de aceasta. În cazul în care matematica nu este punctul tău forte, liceul nostru are la bază și două profile umane, și anume filologie și științe sociale. În sala profesorală, unde sunt nevoit să vorbesc mai încet pentru că spiritele profesorilor încă se află în această încăpere. Aici profesorii își iau de regulă micul dejun și se pregătesc să ne terorizeze pe noi elevii. Acum ne aflăm în sala festivă, unde ne adunăm toți profesorii și toți elevii pentru evenimentele mai mari care au loc în școala noastră. Biblioteca școlii, loc în care fiecare elev poate împrumuta o carte de care are nevoie să o citească și în același timp, dacă tot suntem aici, să vă prezint și revista școlii care se intitulează Lăzăriștii și în care dacă ești pasionat de scris, poți să publici câte un articol care va fi revizionat și mai târziu postat. Școala noastră are și un internat în care poți să locuiești în cazul în care nu ești din oraș și vrei să studiezi în școala noastră. Cum este cazul lui George, care este și edubis de 4 ani. George, cum este în internat? Salut! Eu stau la Vadul Creșului, un sat care e la 50 de kilometri de Oradea. Nu e foarte confortabil să fac naveta, așa că am ales internatul de la Aurel Lazar. Am doi colegi de cameră, avem baie pe cameră, unele camere au chiar și balcon, după cum vedeți aici, și mâncarea de la cantină este într-adevăr decentă în unele zile. Cel mai șmecher aspect dintre toate este faptul că toți venim din sate și avem această chestie care ne unește pe noi. Atmosfera este superbă, efectiv, poți să-ți faci prieteni buni. Am prieteni de peste tot din Bihor și nu numai, pentru că avem persoane și din alte județe, precum Alba, precum Sălaj, precum Botoșani. Dacă nu cunoști pe nimeni, să nu-ți faci grijă de chestia asta, pentru că nu ne știm prea mulți, dar avem foarte multe ocazii să ne cunoaștem și să fim prieteni într-un final. Are loc ca instituție de învățământ și care pare la... Ai de capul meu, mă enervez.